Mulțumesc. Fracțiunea Partidului Liberal Democrat din Moldova crede că noi nu avem ce ascunde de cetățeanul Republicii Moldova. Cu atât mai mult că în ultimul timp noi asistăm la o justiție televizată, când au fost date presii mai multe mijloace de probe din diferite dosare și au fost divulgate datele urmăririi penale de către persoane care efectuează urmărirea penală. De ce eu cred că astăzi noi nu avem ce ascunde și optăm pentru ședința deschisă? Mulțumesc foarte mult, domnul Deliu. În continuare, domnul Ghimpă, vă rog frumos să vă expuneți pe marginea acestor propuneri. Mulțumesc. Haideți să vedem ce dorim noi. Nici societatea să nu dispună și nici Parlamentul. E o variantă și a doua, deputații care, dacă cunosc informația, merg în teritoriu, discut cu lumea și pot să aduc la cunoștință. Aici trebuie să vedem. Eu cred că într-o situație de felul acesta, raportul e prezentat Parlamentul, nu societății. Și noi am chemat să informeze Parlamentul. Și eu cred că cea mai bună soluție este ca să nu fim și noi, ca și cetățenii, de parte de adevăr, de lipsă de informații, e corect să fie o ședință închisă. Mulțumesc!